Nici nu știi ce te așteaptă, bradere. Mă bucur că a mers. Yo, salutare, oameni buni și nebuni, bine v-am regăsit la un nou episod din seria mea la Dead by Daylight România. Nu uitați să apăsați butonul de like, să strângem cât mai multe și la acest episod nou și nu uitați să lăsați și un comentariu și de asemenea nu uitați să vă abonați, apăsăm clopoțel pentru a vedea cele mai noi episoade din seriile voastre preferate. Este rândul lui Baba, zis Leatherface. Și jucăm pe The Dog Saloon. Sunt la mai eu că e foarte cald și umed. Așa, luna august, fraților, știți cum e. Ok, deja am văzut Survivor. Trebuie să spargem aici la casa din mijloc. O să băgăm două meciuri. Și da, hai să vedem. Am văzut un level 27, un, de fapt un prestige level 27. Și o să avem un meci greu, zic eu. Dar am venit cu un addon iridiscent care îmi permite să îmi refac drujbița imediat. Bun. Cu harta asta trebuie să ai grijă de generatoarele din mijloc și ar trebui să-mi dau și eu la maxim jocul, că ar cam fi cazul. Bum, bum, bum. Interesant. Am activat deja ăsta. YOLO. O susie. Da, 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 nu mă interesează. E mai greu la casa asta decât aici sus. Mult mai simplu, iau-te-o până ea să distrează la generator. Oh, shit. Hai, boss. Hai că avem treabă. Are balance landing la fix. Și uitați addon-ul. Bun, avem lanternă. Nu? Hai un pic de value, frate. Am văzut că acolo s-a dus. E ok, e chill. Chill, chill, chill out. Avem combinația aceea de Hex Pentiment cu Hex Plating, cum v-am obișnuit. Deadlock, parcul de jos cu creierul. Și Scourge Hook, Pain Resonance, pe care tocmai l-am folosit acum. Și ați văzut că e șmecher. Așa, am uitat de asta. Am uitat complet de ușa aceasta. Bun, perfect. Și să mai spargem și generatorul. Haha, dar peste mine. Sunt cumva două entități în acest match? Sau mi se pare mie? Da, e posibil, ok. Punem presiune pe ei la început. Nice, nice. Și să nu uităm de ușa asta, clar. Bun. Păi, well, asta a fost destul de easy. Un început bun. Cu două hook-uri, zero generatoare reparate. După sus trebuie să mergem. Probabil voi juca M1 la ea, nu? Sau ce vrea să facă? Top aici să se ducă. Yep, yep. Mai mă uit puțin așa la ea. Hai să vedem ce planuri are. Se mișcă așa pe aici. Ok, vine. Lasă-o pe jos pe asta, să-i mai dăm o șansă să scape. Eram și eu prin zonă și am zis hello. Ce faci aici? Păi s-a cam dus meciul pentru ei. Ia pe aici. Nimic. Hai că mai sparg un wall aici, un perete. Cu cine nu prea m-am întâlnit eu? Deci am văzut-o pe Nea. Ok. Aha, deci aici. Aici lucra tipa asta. Interesant.
Nice. Ai încercat, ai încercat. Fă-ți pe aproape. Basement-ul te așteaptă. Hai că n-are sens. Basement Booba. Cred că vom face asta odată. Basement Booba. Ar trebui să fie interesant. Dar nu acum. Momentan vreau să termin de jucat toți killerii. Și după aceea mai vedem ce e de făcut. Ia, oh, salut. Nea cu Spring Burst. Deci Nea are Spring Burst, de ceilalți nu știu. Ah, cealaltă Nea are Balance Landing. Ok, ok, ok. O să țin minte asta. Nimic aici. Mhm. Well, aud generatorul că se repară la el, dar nu e nimeni. Ia să aruncăm o privire. O, vai, ce surpriză, fix acum l-a salvat. Pa, pa. Well, era logic, are BT, de-aia nici nu m-am complicat. Hai, facem schimb așa. Încă nu e moartă. That's cool. S-a mai dat un... un totem. Ok, ok. Nu-i rău. Hai să mergem în altă parte. Totuși un singur generator reparat abia. Așa, aia s-a omorât pe hook. Nice. E bine. Oricum, meciurile mele ați văzut că durează un pic mai mult. Că, na, nu vreau să fac slack sau mai știu eu ce. E destul de boring de jucat. Ok, mi-explică și mie cineva cum a fost asta așa rapidă? Adică parcă mai devreme a plecat. Hai să facem un pic de all-in să vedem cam care e playstyle-ul ei. Nu stai să te chinui la... la drujbă cu genul ăsta de jucători. Am ghicit tot în prima, știu. Știu care e faza. Bun. Poate îi tăiem calea aia, asta e un pic. E amuzant că gen n-am văzut-o deloc. Doar am ghicit că s-a dus în partea aia. Hai să o speriem și pe asta. Nu, no, că n-am treabă cu tine. Posibil să stea pe undeva pe aici. Da, uite-o. Așa. Nu o să spar paleta, că pare așa. Pare cam nebună. E pe vibe. Hai bro, că avem o paletă de spart. Așa. Bun, rămâi acolo. Bun, bun, bun. Ia uite ce ușor poate să se ascundă după pietre. N-are Death Heart, are Spring Burst. Bineînțeles că ajunge la paleta. Da, e cu încredere că n-are ce să-ți facă. Trebuie să identifici playerii care joacă mai bine și să nu te chinui cu drujbe sau cu cine știe ce puteri. Da, e unul. Oricum, acum ne permitem. Mai încolo. Acum o să-și piardă puțin încrederea în abilitățile ei și după aia putem să folosim drujbă. Cam asta e logica. Totul ține de moral, frate. Am multe hook-uri deja. Jackpot. Ah, cred că s-a dus cineva la save. Oricum nu cred că intra ea singură. Nu cred că joacă ea solo. E cu cineva. Cel puțin unul. Perfect. Bă, măcar am spart o paletă și am dat jos pe alta, deci... e bine. Am speriat-o puțin. E perfect. Wait. Are light, mă, cred.
N-are balance landing. Wow. La asta nu mă așteptam. N-are springburst. Bă, nu mai înțeleg parcurile astea. Nu, pe bune, că nu le mai înțeleg. Așa, aici o să jucăm un M1 drăguț. Da, na, e ok. Ar fi fost Caterin că să aibă și Spring Burst și Balance Landing. Ar fi fost ceva. În regulă, am rămas doar cu 2. Ăsta e al treilea hub la tine? Da. Bun, așa. Și deja am văzut urmele de la următorul player. A, și rămân eu cu ăla. Nu prea îmi convine. A, mă aștept la paletă. Clasic, clasic. Trebuia să-mi dau seama de asta. Că mulți joacă așa. Mai sparge un perete. Văd niște urme random, dar nu o să exagerez cu ele. Da. Și ceva, lasă-mă în pace. O să mai avem noi oportunitatea să dăm peste ea. Vreau să-i dau o drujbiță, dacă se poate. Damn, dar durează ceva meciul ăsta, nu glumă. Chiar durează ceva. Aha, I see you, bro. Și ce faci cu Spring Burst-ul ăla? Trebuie să ți-l dai, că n-ai ce faci. Da, uite, nu și-a luat așa mult. Nice, m-am băgat cu buzele în microfon, ce pui mei. O, da. Asta e la al doilea hook și tipa aia, dacă nu mă înșel, dacă o prind, a, o la al doilea hook. E ok, e ok. Nu mi s-a părut cine știe ce greu meciul ăsta. M-am speriat degeaba, probabil. Dar dacă are 27 prestige level, înseamnă că, bro, chiar are habar. Ne-am făcut aici episod ca lumea, în primul meci, și să sperăm că și în al doilea vom avea parte de ceva șmecher, dar vreau să se schimbe harta. Nu. Bun, tu urmezi. Mamă, dar a durat ceva meciul ăsta. Ia, poate să aruncă. Na. Am încercat și-o. Să pice norocul. Uite-o. Îi place să dea double back? Nu prea, nu prea. Bun. Mai spart o paletă. Mă. Asta e cam unsafe, sincer. Și asta e unsafe. Ne-am luat stand la asta. Ok, bad timing, presupun. Dar nu prea o să mai aibă așa multe palete. A, uite-o pe nea. Schimbăm. Schimbăm. Lejer. Lejereanu, ia mă. Ce face asta? Unde s-a dus? Fiind dulap. Na. A fugit de mult. Ok, hai să ne prefacem că am plecat și ne întoarcem. Ăsta e planul. Da, exact, exact. Toată lumea se întoarce.
Uite-o. Ah, mai are paleta asta. Era păcat să nu-i dau M1. Am dat peste ea, naiba. Și acum o să o panicăm rău de tot. Așa. Du-te unde vreau eu să te duci. Adică în partea aia. You dead, son. Nu mai ai ce să mai faci. Nope. Știu că n-ai dead hard, deci pot să dau cu încredere. Bun. Ce să facem noi? Hai să o aducem aici. Care are 3 hook-uri deja. Și nu am chef să fac slugging pentru 4 kill-uri. Că deja am câștigat meciul. Pur și simplu o să caut hatch-ul. Dacă ambulam bine, dacă nu, ai. Nu mă deranjează. Poate să fie oriunde hatch-ul. Ok, risc puțin. Mă duc în aceeași direcție ca aia, da. Nu cred că avea left behind, n-are cum să aibă. Hai să ne uităm așa puțin la parcurile lor. Nice. Da, mai am puțin și fac rank 2. Poate chiar în al doilea match, cine știe. Ok. Self-care, decisive strike, spine-chill, așa. Off the record, classic. Bun, shadow step. GG's. Ah, profil privat. Ok, prove thyself. Ați vrut să dați rași nebunilor. Empathy, Iron Will, small game. Mersi. M-a ajutat Michaela, sincer. Bun, păi cam asta a fost cu primul match și revenim imediat. Bun, lume, și am revenit cu cel de-al doilea match. Suntem cu Swift. Avem și un streamer, dar mă rog. Nu-i bai. Ce hartă e asta? Ah, ok, o hartă bună. O hartă bună. Decent, decentă hartă. Ia. Aici geamul e blocat. Ei, aia zic. Ia că se repară aici. Trebuie să spargem repede 2-3 palete și gata, am câștigat meciul. Aia zic. Bun, deci asta a fost aici. N-avem treabă. Nu dau seama dacă se repară generatorul ăla sau nu. Nu. Nu se repară. Lasă-ne pace momentan. Oh my god, am crezut că e un survivor la care se ascunde. Așa. Ce generator vreau să fie? Oh, ok, clar. Ăla nu-mi pasă de el dacă vor să repare sau nu. Fuck it. Asta are Spring Burst. Asta are Spring Burst, by the way. 100%. Wait, what? Ah, nu vrea să facă pași atunci. E bine. Hai că avem treabă, bro. Avem multă, multă treabă. Trebuie să spargem palete. Îți dai seama că o să abuzeze de paleta asta? O grămadă. No. Waste of time. Ceva acolo? Nu. Ăsta nu vreau să fie dat. Bun, balance landing. L-au dat destul de repede. Sincer.
Ok, o să-l prindem pe ăsta, clar. Hai, noroc, boss. Bun. Avem basement-ul aici. Ok. Am văzut și un toolbox. Deja la repară. Ok. Am văzut un Dwight oricum. Sunt toți trei aici. Na. Facem slack fără să vrem. Aia zic. You fucked up, bro. Nu-mi pasă de tine aici. Tu ești perfect. Mi se pare că ai și un toolbox. Ai un pic de value aici. Nici un totem, nimic. Ok. E Dwight la care lucrează la generator și trebuie oprit. Ah, ba nu. Sau? Nu, no, nu, no, nu, no, nu, no, nu. No. Hai că avem treabă. Da. Ok, Dwight s-a dus în partea cealaltă. Mm. Nope. Deci să înțeleg că merge double back-ul? Curios. Mai numează că au reparat generatorul ăla acolo, asta e nașpa. Și nu prea mai am posibilitate de trigen. E oribilă treaba asta. Hai ca să ridici geamul, te-am văzut deja. Are rost să te ascunzi. Dar ce părcuri are? Spring Burst? Hmm. Să ducem Dead Zone. Ba nu, are o paletă aici. Hai să o dăm. Hai să o dăm pe jos. Aia zic. Perfect. Bun, e relevant acum. Ți-ai făcut treaba. A wild nea appears. Mamă, zero. Deci zero toteme, nu vine să cred. Dar asta trebuie să joci M1, clar. Aici n-ai cum să nu joci la M1. Ar fi stupid, știi? Aia zic. Cam târziu totuși, dar mă rog. Așa, du-te pe aici. E dead zone aici, n-ai unde să fugi. Așa, au fost ocupați cu totemele. Mare death hub. Easy. Perfect, mai am un pic de value. Mă duc la totem acum. Mm-hmm. Deci ăla, la ăla se repara. Ok. Oh, Dwightuleț. Nici nu știi ce te așteaptă, bradere. Mă bucur că a mers. Îmi place să fac pe prostul câteodată. Că după aia când joci așa un pic mind game, nu se așteaptă la asta. E tare.
Big value aici. Și culmea, la generatorul ăsta nu se atinge nimeni de el, deci e bine. Ok, tu știu că o ai pe Feng, prietena ta, deci o să vină să te salveze, că v-am văzut în lobby. Și bine. Ok, generatorul ăsta e aproape dat, deci să avem grijă de el. Posibil să fie pe aici, în jur, nu mă deranjează. Da, aia zic, i-a zis deja. I-a zis, vezi că e totemul ăla acolo. Și nu e bine. Nu, ăsta știe. It's M1 time. E în dead zone, nu știu unde poate să se ducă. Nu mai aveam timp, mi-am dat seama. All-in pe tine, M1 aici. Hai că o să abuzeze numai aici. Are 3 palete, trebuie să omorâm pe ea și să scoatem egalul. Ăsta e planul. Ok. Perfect, moștu repede. Ba chiar o să-l duc departe. Haide. Bun, nu e nimeni la asta. Și am văzut următoarea victimă. Și o să punem un basement și gata, egalul. Prea departe, n-am chef. Hai pe Dwight. Nu contează pe cine prindem. Asta e rănit deja. Gata, s-a terminat jmecheria. O să las puțin pe jos, poate mai reușesc să prind pe cineva în offside. Și aici e dead zone, deci merge. Ăla are prietena care se întoarce după el mereu. Ok, facem fake. Unde ești? Unde e prietena ta? Nu? Oh, e departe. E prea departe. Că a deschis poarta deja. Nice. Dacă se aude ceva dubios, este ploaia, fraților. Bun. Gata și egalul și cu puțin noroc putem să facem win. Am jucat foarte tactic, era nevoie, ce să zic. Hai să o auzim și pe asta, pe unde s-a tărât. E aproape. E super aproape. Well. Ah, e aici. V-a plăcut comeback-ul meu astăzi, fraților? O, da. Se simte bine un așa comeback, se simte foarte bine. Pentru că am jucat foarte corect. Am jucat tactic și corect. Din chiar le-am dat suficiente șanse. Și de la egal am câștigat. Hey. Nice.
Am riscat puțin, dar... Na. Fără greșeală. O, s-o puteau să dea mai repede. Dacă dădeau mai repede totemele, poate aveam o șansă să facem două hook-uri în plus, dar foarte șmecher. Jocul zice că am fost brutal killer, eu am făcut 3 kill-uri, jocule, ești paralel. Bun, lume, păi cam asta a fost și cu episodul de astăzi. Eu sper că v-a plăcut. Nu uitați like, comment, share și subscribe. Și noi ne auzim data viitoare cu noi episoade. Până atunci, toate ce bune, pa, pa!